Salut, oameni dragi, dau startul acestui vlog cu tadam, cadouri, pentru că, Doamne, deci e nebunie cu aceste cadouri. Mama, vreau să spun că ieri cred că m-a întrebat de 6 sau 7 ori și când îți dăm cadou și când trebuie să apară clipul și când filmezi, dacă nu îți dăm cadouri. Dacă, deci cred că m-a întrebat de 6 ori de chestia asta și eu tot ziceam mâine, pentru că știți că filmez cadourile pe 24 ca pe 25 să le vedeți voi. În general, noi aveam tradiția când eram eu mică să primesc cadourile pe 25, dar acum, pentru că fac vlog, am schimbat un pic tradiția pentru asta. Așadar, mă vedeți nemachiată, nearanjată, în pijamale, filmând cadourile. Și hai să vedem, pentru că mama este foarte, foarte nerăbdătoare. Și faza amuzantă este că acum mama și-a împachetat atât cadoul ei, cât și cadoul tatălui meu, bine, și pe al meu, dar pe al ei, cum să zic, eu de Crăciun i-am dat bani ca să-și cumpere ce vrea ea, pentru că n-am putut să mă duc să caut ca în alți ani. Și partea amuzantă este că și-a pregătit și cadoul ei și acum îl scotea din punguță. Ce frumos, ce nu știu ce, era foarte amuzantă. Ok, hai să trecem la cadouri, pentru că mama nu mai are răbdare și sincer să fiu, nici eu, așa că să-i dăm drum. În primul rând, văd că mi-a pus și o scrisorică, o felicitare, te drăguț, știe că-mi plac. Sărbători fericite, iubita noastră, părinții tăi îți urează multă sănătate, să ai parte de tot ce e mai frumos în lumea asta, să fii mereu înconjurată de oameni buni. Noi te vom susține în tot ce îți dorești să faci. Îți urăm sărbători fericite, la mulți ani, te iubim, părinții tăi, viața e superbă. P.S. Îmi cer scuze că nu am avut timp pentru a împacheta fiecare cadou în parte. Ce drăguț! Ia uitați voi ce drăguță e. Ok, și hai să vedem. Avem șosețele, pentru că e tradițional să avem șosețele și uitați-vă și voi, sunt cu moșul. Ei, Doamne, eu cred că aș putea să fac colecția mea de șosete de Crăciun, pentru că am foarte multe și niciodată nu mă satur. Apoi, hai să avem aici. Avem îmbrăcat. Colanți? Ai, ce frumos sunt! Colanți! Vai, ce drăguți! Deci uitați, au banda asta așa aurie. Doamne, și sunt superbi. Și sunt foarte grosuți, așa că înăuntru sunt puffy. Chiar îmi trebuiau o pereche de colanți superbi. Abia aștept să îi port. Și ce avem noi aici? Pijamale! Oh my god! Pijamale! Deci, știți că eu ador pijamale, adică nu mai are rost să mai spun și așa sunt cureni, vai, dar aș putea să mă îmbrac cu ele, adică gen acum, pentru că sunt superbe. Și sunt și cu mob, adică despre ce vorbim. Așa, ce mi-a luat aici? Mi-a luat de astea de pus în păr, ca să-mi fac, mamă, dar ce subțiri sunt. Oh my god, ma, e foarte creativă. Mi-a luat chestia acelea pe care să-ți pui părul, gen să-ți-l ondulezi, că mă plângeam eu că îmi lipsesc niște bigudiuri, că am avut și s-au rupt și mi-a luat chestii astea, dar foarte subțiri, cred că o să-mi iasă niște bucle foarte, foarte strânse. Mânuși, astea sunt mânușile pe care le-a luat și Aline, deci Aline avea mânuși la fel și eu când le-am văzut, de asta pot să zic că într-un fel știam, pentru că atunci când i-am împachetat Alinei, adică când i le-a luat Alinei, am zis că, vai, ce drăguț, zic, de unele le-ai luat, dar nu vrei să le păstrez eu și să îi luăm Alinei altele? Și a zis că, ai tași din gură. Ia uitați, și sunt cu modelul ăsta ca pictura lui Van Gogh. Mie îmi place foarte mult Van Gogh și când am văzut, Doamne, sunt superbisme și am înțeles din ce mi-a zis Alina că sunt cu taci. Vedeți că pe nu știu dacă se vede, pe degetul ăsta are o floricică și asta înseamnă că sunt, da, uite că sunt cu taci, da. Ok. Foarte, foarte frumoase sunt, deci le mai arăt o dată. Superbe.
Și mai avem o sacoșică. Ia să vedem, văd ceva nou aici. Ceva de îmbrăcat nou. Am știut eu de ce nu-mi fac ținuta pentru Crăciun, pentru că știam că mama sigur o să mergea de îmbrăcat. Avai! Deci uitați-vă și voi ce frumos cu ținte. Mou ăsta care e superb. Ok, mai văd ceva aici tot de îmbrăcat. Ok, am scos repede. Vai, ce frumos! Oh my god, este un roz. Dar prin el are mici particule de sclipit și în fața aici are un model așa parcă croșetat. Vai, deci trebuie să mă probesc cu toate. Vă dați seama că după ce termin de despachetat o să le probesc cu toate pentru că sunt superbe. Apoi mai avem ceva. Ceva cutii. Oh, vai, ce frumos e! Doamne! Deci, uitați-vă, este așa un pluvraj, dar are gulerul ăsta blănos. Și este un fel de mov, da, mov așa, nu știu cum să zic, dar, mamă, ce interesant e! Și bine, mă gândesc că astea se pot detașa sau nu? Asta este superb! Deci, o să le probez pe toate pentru că nu știu cât de bine puteți să vedeți, dar mama gata, iar m-a asigurat cu hăinuțe faine. Și mai avem ceva aici. Roz! Ce frumos e! Vai, ce drăguț e! Are un model așa cadrilat, parcă, sau nu știu că e cadrilat, nu, nu, e un V așa. Și cu chestiile astea așa care ies un pic în evidență. Mă, ce frumos și ce materiale ca lumea, doamne, deci ador. Și mai avem ceva aici. Mi-a zis să am grijă în acest plic. Ok, haideți că am luat. Așa. Ia să vedem. Dacă nu reușesc. Am scos tot. Oh, ce drăguț! Deci, vai, deci e superb. Stați așa că nu știu cum să fac să vi le arăt. E un lănțișor. Deci atât de finuț, superb. Din câte am înțeles acum, a intrat mama pe ușă și mi-a spus că e din aur alb. Superb, deci da, pe să îl pun imediat la gât. Și mai avem ceva aici. În punguța asta care e tot așa cu un fel de roz mobuliu așa. Oh my god! Vă ziceam eu într-un clip trecut că am fost în mall și am probat un inel și mai mulți cercei. Ei bine, da, ăsta este inelul. Vai, ce, uitați-vă și voi. Este superb. Superb. Nu știu cât de bine focalizează, dar superb e. Oh my god! Ador, ador. Mulțumesc mult. Și mai avem ceva aici. Uitați să scot. Deci sunt... Da. Oh my god! Ia uitați voi. Deci, doamne, sunt superbi, superbi. Așa sunt primii cercei pe care îi probasem eu. Stați să le dau jos în cuietoarea. Ok. Ia uitați. Doamne, deci cât de mult îmi plac. Nu eram sigur atunci când am fost cu mama sau nu știu, cred că scopul ei nu era neapărat să-mi dea atunci, pur și simplu voia să ia și punct. Și să-mi dea acum, dar... Vai, deci mi-au plăcut foarte, foarte mult și la fel de mult mi-au plăcut și ăștia, uitați-vă voi cât de frumoși sunt, foarte finuți, eleganți, dar totuși
nu atât de, cum să zic eu, ia uitați. Nici foarte simpli, dar nici foarte, nu știu care dintre ei îmi place mai mult. Îmi plac ambii, că asta îi spuneam și atunci când am fost să probesc, că îmi plac ambii și nu mă pot hotărâ și se pare că a ales ea pentru mine. Deci, nici nu știu cu care să rămân acum. Deși, cred că mai mult s-ar potrivi ăștia la ținuta mea. Cu pijamale și trebuie să-mi pun și lănțișorul la gât. Deci, Doamne, deci, nu, totul este super. Mulțumesc mult, moșule! Deci, super. Deci era în dulap, poți să și spui că de asta am fost disperată, când ai șters praful, căutam unei plicola. Da! Mâna pe el. Dar zic, eu cred că Și zic, sunt... dacă l-a aruncat, am fost terminată. Ok, și după 1000 de ani am revenit și eu. Am probat, am pus totul la loc. Vă dați seama că acum, dacă am primit puloverele astea, n-am mai încăput acolo unde era rândul cu roz mov. A trebuit să le pun pe lângă. În fine. Deci, în peste, am rămas cu cerceii ăștia pentru că m-am gândit că se asortează cu ținuta mea. M-am și machiat între timp, tot așa cu ceva movuliu sclipiciu. Și acum am venit la laptop, răspund să văd dacă am comentarii sau nu, să mă ocup de treaba asta și să vedem ce facem azi. Mama a zis, adică v-am arătat că a mâncat prăjiturică pe care a făcut-o ea ieri și a ieșit foarte, foarte bună. N-am mâncat-o pe toată, evident că nu eram Sabina dacă o mâncam pe toată. Și azi nu știu ce o să facem, că ne-am cam ocupat de treburi de ieri. Azi așa o zi de relax. Oricum, pentru mine, de obicei, ziua, adică ajunul, nu are o semnificație neapărat. Adică e așa o zi de pregătiri. Și cum noi, oricum, nu o să stăm de Crăciun acasă, na. Am făcut ce pregătiri aveam de făcut. Și, na. Nu știu ce o să facem, dacă plecăm pe undeva sau nu. Habar n-am. Oricum, sunteți aici cu mine. Aseară m-am uitat la Home Alone 1, pentru că nu puteam să ratez. Deci, ce Crăciun era fără Home Alone? Am văzut că la TV a fost 2 aseară, dar na, eu nu-l văzusem pe 1, așa că nu m-am uitat. Și m-am uitat la un documentar, serial, stați un pic să văd că nu știu ce este. Pe Netflix. Și voiam să vă zic că am terminat și serialul acela Urăsc Crăciunul. Iar ăsta, ok, se numește Jeffrey Epstein, obscen de bogat. Are, stați să vedem câte episoade, că e un serial documentar. Are 4 episoade. Și zice așa, supraviețuitoarele descriu cum Epstein le-a abuzat, manipulat și redus la tăcere în timp ce crea o schemă piramidală sexuală în vila sa din Palm Beach. Da, la ce se uită Sabina cu câteva zile înainte de Crăciun, la chestii astea. Dar nu, ideea este că mi l-a recomandat doamna Luminița, pe care o pup, și ea știe că mie îmi plac foarte mult miniserialele sau documentarele, serialele care au... care sunt așa din viața reală, cu tot felul de manipulări, manipulatori, despre diverse investigații, cu tot felul de chestii și mi l-a recomandat pe acesta și mi-a plăcut foarte mult primul episod. Wow, deci eu nu știu cum îi suportă pământul pe unii oameni, Doamne ferește, e jale. Ok, haideți că vă las. Mi-a să aminte că v-am întrebat eu acum ceva timp, nu știu când e, stați să vedem. Pe 20 decembrie v-am întrebat pe Instagram ce clipuri vreți să vedeți pentru anul ce urmează, pentru că am de gând să filmez câteva clipuri în avans, ca săptămâna aceea 1-7, e clar, prima săptămână, să o am liberă. Adică să nu filmez nimic, nu vreau să pun mâna pe cameră deloc, vreau să am totul programat. Deși acum dacă stau să mă gândesc, e posibil să filmez măcar sâmbătă, duminică, ca să am pentru următoarea săptămână. Dar în fine, ideea este că vreau să am programate clipuri. Și v-am cerut sfaturi pe... sfaturi. V-am cerut idei pe
Instagram și am primit așa. Favoritele anului pe care am de gând să le fac. Dream board pe care am explicat că nu o să fac pentru că eu știți că nu-mi place să spun ce obiective am și whatever. Vorbim despre ele la sfârșit de an în care vă zic ce mi-a reușit, dar nu le spun niciodată de dinainte. Apoi, ce nu mai cumpăr în 2024? Asta e foarte interesantă și chiar am de gând să o fac. Lecții învățate în 2023, trebuie să mă gândesc și vreau să o fac. Ceva din seria de suflet, clar o să fie ceva din seria de suflet. Secret Santa am spus că nu o să fac. Un videoclip despre diferența între Android și iOS și ce recomandă între cele două. Nu o să fac chestia asta pentru că nu am așa multe informații. Eu sunt destul de tehnică de multe ori, adică cred că din cauza zodiei sunt așa, adică am momente în care, da, îmi place să intru, să descopăr, să văd toate chichițele unui produs care are legătură cu tehnologia, dar nu pot să zic că mă și pricep foarte bine, dar ce pot să spun este că dacă vrei un telefon care să fie, să aibă o cameră foarte bună, atunci recomand iPhone. Dacă, nu știu, ești pasionată de Instagram, de TikTok și vrei să faci chestii cu telefonul, atunci da, chiar recomand. Dacă nu și vrei doar așa să vorbești la telefon, să trimiți mesaje și să intri pe aplicații, să scrii, să așa, atunci Android. Și mai este faptul că o mare diferență între ele este la modul de operare al telefonului în general. Adică sunt multe chestii pe care puteam să le fac la Android și aici nu merg și totul parcă e pe dos, la început îți e greu și ai impresia că nu o să te descurci niciodată, dar promit că dacă îi dai o zi, două telefonului să-l stai pe el, să-l butonezi, o să vezi că te obișnuiești și cu iOS. Și clipuri de călătorii sau idei de călătorii, nu cred neapărat că o să fac, pentru că idei de călătorii, dacă te uiți la mine la playlist-ul numit vloguri, acolo o să vezi pe unde am călătorit eu și ce părere am despre acele locuri și dacă le recomand sau nu. Mai gândesc la o treabă, să-mi iau o foaie sau poate chiar agenda viitoare și să notez acolo ce categorii de clipuri filmam eu și să văd pe care le păstrez și pe care nu. Cu siguranță nu o să renunț la seria de suflet pentru că este o serie de suflet și pentru că este, nu știu, e mai baby, așa să zic, este o serie de clipuri care știu că a ajutat foarte multă lume. Mulți dintre voi mi-ați spus că v-am ajutat să treceți peste niște faze mai puțin plăcute din viața voastră, fie că ați trecut prin depresie sau vă confruntați cu ea, sau aveți momente în care, nu știu, simțiți că nu vă mai place nimic și că, nu știu, aveți stări de anxietate sau whatever. Și clipurile mele v-au ajutat, lucruri pentru care nu pot decât să mă bucur. Și primind tot felul de astfel de mesaje, mi-am dat seama că, băi, eu cred că ajut prin aceste clipuri oamenii și nu vreau să renunț la ele. Multe dintre voi mi-au spus de ce nu am făcut psihologia sau de ce nu m-am făcut psiholog, pentru că se vede că sunt un om empatic și că aș fi fost foarte bună ca și în această profesie, doar că nu știu sigur dacă aș fi fost. Dar faptul că voi mă credeți în stare sau m-ați fi crezut în stare să fac treaba asta mă flatează și nu poate decât să mă bucur, așa că vă mulțumesc. Cu atâtea agende faine în casă, credeți că pot să am o singură agendă pe an? Nu. Am încercat, dar nu. Efectiv, nu. Nu se poate. Momentan, o mai am pe asta. Livebook-ul pe anul 2023 de la DM. Unde mai am câteva pagini unde trebuie să completez. O am pe asta în care îmi fac eu recunoștința, care cu siguranță o să se termine la un moment dat, pentru că e micuță. Așa, iar pentru anul viitor o am pe cea de la DM, livebook-ul pe 2024, cum o fare, super. Și m-am hotărât să o folosesc pe aceasta de la Avon, e scris în stele Far Away Beyond the Moon, să o folosesc pentru YouTube, idei. Acolo să-mi scriu obiectivele, acolo să-mi scriu
despre colaborări, despre cărți, despre filme, seriale, voi vedea. Bine, știu că și în asta am, dar m-am obișnuit să-mi fac eu singură o pagină, două, așa. Și cu siguranță o să mai am una în care să îmi scriu, în care să-mi fac recunoștința, doar că momentan nu am ales una, adică cred că o să folosesc una pe care am primit-o de la Flori, te pup, draga mea, în caz că te uiți, una cu Parisul, e superbă și e tare, e dură, deci pot să scriu ca lumea în ea, dar până atunci nu o scot pentru că vreau să o termin pe aceasta. Ia uitați ce am primit, tocmai din Spania. Mulțumim! Și ne-a venit și codonacul și răcitura. Sată, bio. Acum sărmăluțe. Sărmăluțe, da. E fier, mi-a făcut o groază de sărmale și aici. Și aici și încă toate cele. V-am zis că avem niște prieteni faini. Mulțumim, suntem super mega recunoscători. E timpul pentru masă de prânz și a făcut mami ciorbiță. Mi-a pus-o în cana mea cu Gryffindor de la Alina și mă pun să pap. Ce bine arată. Și pentru că deja s-a făcut ceasul 5 și nu se preconizează nimic, n-am ieșit până la urmă deloc afară, azi am stat, chiar acum realizez că azi n-am ieșit deloc să cobor măcar scările. Damn it! Dar o să mă ierte doamna Luminița. Așa. Ieri am ieșit oare? Și acum dacă stau bine să mă gândesc, cred că nici ieri nu am ieșit. Dar, na. Nu? Că nu cred că am ieșit nicăieri, nici ieri. Adică nu mi-aduc aminte să fie ieșit undeva. Dar, în fine, trecând peste, mă gândeam să fac acum încheierea pentru că v-am zis. Nu fac nimic, mă uit pe YouTube la fetele mele dragi la care am rămas în urmă. Alte fete au postat azi și vreau să mă uit. Și mai un serial, mai un film, mai... Na. Știți și voi, v-am spus, pentru mine ajunul este așa o zi de relaxare, de pus la punct ultimele detalii, dar cum noi mâine în ziua de Crăciun o să fim plecați, nu prea avem așa ce să punem la punct. S-a mai ocupat mama de niște chestii, dar na, nu am luat eu parte la ele, așa că vă dau sfatul zilei și vă fac și încheierea și gata. Scăpați de mine pe ziua de azi, oricum azi este Crăciunul când vedeți, apropo, Crăciun fericit, să vă dea Dumnezeu multă, multă sănătate, să petreceți alături de oamenii dragi din viața voastră, liniștiți cu bucurie și cu pace sufletească și multă, 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 multă sănătate. Ok, și sfatul zilei de azi este următorul. Aveți grijă ce vă doriți pentru că s-ar putea să se îndeplinească. De multe ori ne dorim foarte multe chestii și sunt chestii pe care ne dorim, nu știu, pentru că am văzut la alții sau pentru că credem noi că ne-ar ajuta dacă vom avea acel lucru sau așa. Și când chiar ni se întâmplă lucrul acela, ne dăm seama că stai puțin că până la urmă nu era chiar ceea ce îmi doream sau nu e la fel de wow cum mă așteptam sau... Așa că aveți mai grijă ce vă doriți. Ok, acesta a fost clipul meu. Vă mulțumesc de suflet că ați fost alături de mine chiar și azi de Crăciun. Urmează să postez până pe 1 ianuarie, pentru că da, vlogul de Revelion o să apară pe 1 ianuarie. Nu uitați să-mi dați mai mare like, un comentariu, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel pentru că este foarte important să fiți notificați atunci când postez. Iar pentru o clip, să-ți fie superbă! Pa, pa!